De ce plânge Dumnezeu? De ce a plâns Iisus? Predica este foarte simplă. Gândiți-vă că Iisus a vrut să intre în Ierusalim și să facă din Ierusalim regina lui. Și Ierusalimul efectiv a refuzat iubirea regelui și a reușit marea performanță negativă să-l dea afară din cetate și să-l pună pe o cruce. De 2000 de ani voi sunteți Ierusalimul lui Dumnezeu în care El încearcă să intre. Și oricine refuză iubirea lui Dumnezeu reușește marea performanță negativă să-l facă pe Dumnezeu să plângă. Eu am auzit oameni care spun că n-au făcut rău la nimeni în viață, ascultați-mă bine. Nu trebuie să faci rele în viață. Este suficient să-l lași pe Dumnezeu să plângă din cauza ta și ai reușit marea performanță a vieții. Ai reușit să faci cel mai mare rău. De aceea, oricine refuză iubirea lui Dumnezeu, îl face pe Dumnezeu să plângă.